În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, slăvit să fie Domnul! Aș vrea să deschidem în trei locuri Cuvântul lui Dumnezeu în după masa aceasta și mai întâi în Evanghelia celor 10 leproși, capitolul 17 din Luca. Aș vrea să citesc doar versetele 12 și 13. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stătut departe și au ridicat glasul și au zis: Iisuse Învățătorule, ai milă de noi! Apoi din 1 Corinteni, capitolul 14, aș vrea să citim versetul 16. Alminterea, dacă aduci mulțumiri cu Duhul, cum va răspunde amin la mulțumirile pe care le aduci tu, cel lipsit de daruri, când el nu știe ce spui? Și Matei, capitolul 6, versetul 7, când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Amin. Suntem într-o duminică în care, fără îndoială, se va vorbi despre recunoștință, despre cunoștința cu care fiecare suntem datori înaintea lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ne-a făcut. De aceea n-aș vrea să mă opresc la subiectul acesta, la gândul acesta pe care probabil îl vor dezvolta alții, ci aș vrea să mă opresc la rugăciune, la practica aceasta cu care și cei 10 leproși au venit înaintea lui Dumnezeu. Nu spune cuvântul lui Dumnezeu, nu folosește explicit cuvântul acesta rugăciune, dar spune că au stat înaintea lui Iisus și au zis: ai milă de noi! Aș vrea să vorbesc în după masa aceasta despre închinarea aceasta în care suntem și în după masa aceasta, în care ne străduim să fim de fiecare dată când venim în adunarea oastei Domnului. Și m-am gândit că, fiind la început de an, mulți dintre noi citim Genesa, pentru că asta e prima carte din Biblie. Nu știu câți faceți lucrul acesta, dar eu sunt printr-un capitol din Genesa și am trecut deja de Cain și Abel și m-am gândit la un lucru foarte interesant. Frați și surori, de la un act de închinare a pornit prima crimă din istoria umanității. De la o jertfă, de fapt nu de la jertfă, ci de la invidia pe care unul a avut-o față de celălalt. De ce pe el Dumnezeu îl ascultă și pe mine nu mă ascultă? De ce închinarea lui e bună și închinarea mea e greșită? De ce felul în care eu m-am rugat lui Dumnezeu se va fi gândit Cain în mintea lui nu-i potrivit și felul în care fratele meu Abel s-a rugat este potrivit? Frați și surori, tema cuvântului meu aș vrea să fie două calități ale rugăciunii publice. Leproșii au venit cu o problemă înaintea lui Dumnezeu, înaintea Domnului Iisus Hristos implicit, și au cerut îndurarea lui Dumnezeu pentru problema aceea. Și noi venim înaintea lui Dumnezeu joia aici la ora de rugăciune, dar și duminica, dar și când ne întâlnim în alte contexte, în alte împrejurări. Cum ar trebui să fie rugăciunea aceasta? Ca fiecare dintre noi să fim un Abel pe care Dumnezeu îl primește. Cum ar trebui să fie rugăciunea mea înaintea lui Dumnezeu în public, pentru ca Dumnezeu să privească cu plăcere spre modul în care eu mă închin înaintea Lui? Și pentru că n-aș vrea să fiu lung, spuneam, aș vrea să am doar două gânduri, două calități pe care le-am descoperit în cuvântul lui Dumnezeu și dumneavoastră veți judeca dacă le-am găsit bine sau nu, și care cred că ar trebui să le aibă rugăciunile noastre în public, rugăciunile noastre comune. Frați și surori, am citit din 1 Corinteni, capitolul 14, un verset și aș vrea să extrag de acolo un gând și aș vrea să luăm gândul acesta dinspre Vechiul Testament, spre Noul Testament și aș vrea să ne-l punem la inimă, să-l găsim în Cuvântul lui Dumnezeu și să-l punem la inimile noastre. Și primul gând în după masa aceasta care vreau să spun: rugăciunea publică trebuie să o rostim împreună. Frați și surori, rugăciunea publică trebuie să o rostim împreună. Ea este o rostire a unuia dintre noi, dar care ne reunește pe toți. Devenim un personaj colectiv. Adunarea lui Dumnezeu reunită în glasul unui singur om.
Și nu doar în glasul acelui om vom vedea. Frați și surori, așa a fost în iudaism, așa a fost în Vechiul Testament. Deschideți cu mine cuvântul lui Dumnezeu la cartea Deuteronom și în capitolul 27 veți vedea că într-o zi Moise a dat următoarea poruncă poporului, citesc începând cu versetul 11. După ce veți trece Iordanul, spune Moise, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Iosif și Beniamin, adică jumătate din triburile lui Israel, să stea pe muntele Garizim ca să binecuvinteze poporul. Iar Ruben, Gad, Asher, Zabulon, Dan și Neftali, adică cealaltă jumătate a Israelului, să stea pe muntele Ebal ca să rostească blestemul. Cutremurător moment. N-aș vrea să mă opresc la blestem și binecuvântare astăzi, dar aș vrea să ne uităm la procedură, frați și surori, procedura rugăciunii publice, procedura închinării înaintea lui Dumnezeu stabilită de Moise aici. Și leviții să ia cuvântul și să spună cu glas tare întregului Israel, blestemat să fie omul care va face un chip cioplit sau un chip turnat, căci este o urăciune înaintea Domnului, un lucru ieșit din mâini de meșter și care îl va pune într-un loc ascuns. Și tot poporul să răspundă, amin. Și nu citeți mai departe, veți citi acasă dacă veți dori, urmează până la finalul capitolului 27 blestemele și apoi din 28 binecuvântările și tot poporul, spune Moise, să răspundă amin. Frați și surori, ce înseamnă amin? Amin înseamnă așa să fie. Așa să fie cum spun leviții noștri, așa să fie cum spun preoții noștri, așa să fie cum spune fratele care se roagă, amin, sau sora care se roagă, amin, tot poporul să spună. Uitați-vă în Neemia, în capitolul 12, sfârșește omului Dumnezeu de rezidit zidurile Ierusalimului și se sfințesc zidurile. Și aici nu mai citesc, doar vă spun și vom citi acasă din cuvântul lui Dumnezeu, zice că a împărțit corul în două părți și o parte pe un zid și cealaltă parte pe celălalt zid. Și veți găsi între psalmii treptelor, când cânta o parte, urca o treaptă, apoi cântau ceilalți, urca o treaptă, era ceva impresionant. Așa s-au sfințit zidurile Ierusalimului, dar așa făcea corul lui Dumnezeu. Cântau și unii, cântau și alții, era un tandem de rugăciune, de cântare. Nu doar un preot, nu doar leviții, nu doar sistemul clerical, dacă vreți. Tot poporul să spună amin, a zis Moise. Dacă mergem în istoria creștinismului, uitați-vă în toate confesiunile tradiționale, care sunt cele mai vechi, vorbim de Biserica Catolică, vorbim de Biserica Ortodoxă, apoi Biserica Anglicană, toate slujbele sunt practic un dialog între altar și strană. Cu pace Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește! Și aproape că nu mai înțelegem ce aia Doamne miluiește. E aici interesantă traducerea în cultul greco-catolic, Doamne îndură-te spre noi. Dar sensul ăsta este, Doamne ai milă de noi, Doamne îndură-te de noi. Și preotul spune, pentru poporul acesta, pentru conducătorii lui. Uitați-vă la Ectenia Mare a Sfintei Liturghii. Chiar la început, înainte de a cânta antifoanele, înainte de a se citi Apostol și Evanghelie, ne rugăm pentru toate motivele posibile. Și tot poporul cântă, Doamne miluiește! Cum asigur, ca o paranteză și nu ca o critică, ca un moment de amuzament, să spun așa, trist, din păcate, eram undeva la o biserică și un singur caz am văzut așa, cântărețul cu ziarul în mână și zicea, Doamne miluiește! Și să mai uita prin ziar. Și am rămas șocat, pentru că nu știu cum poți să citești ziarul. Adică după aia am văzut că se poate, că ți intră în sânge și e posibil, dar e trist. Nu așa ar trebui să fie. Nu cântărețul ar trebui să cânte, ci tot poporul, zice Moise, să zică amin. Tot poporul să răspundă. E un dialog între altar și strană. De fapt nu strana care e în dreapta, ci strana care e tot poporul. Și noi toți compunem liturghia în creștinism. Și apoi mă întorc la textul din 1 Corinteni 14, pentru că acesta l-am citit la început și aș vrea să recitesc.
Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, voi citi de la versetul 13 ca să vedem puțin contextul. De aceea cine vorbește în altă limbă să se roage să aibă și darul să o tălmăcească. Fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga și cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta și cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Al mintelea, dacă aduci mulțumiri cu Duhul, cum va răspunde amin la mulțumirile pe care le aduci tu, cel lipsit de daruri, când el nu știe ce spui? Negreșit, zice Apostolul Pavel în versetul 17 cu care închei, negreșit, tu mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos, dar celălalt nu rămâne zidit sufletește. Imaginați-vă că vine între noi cineva și se roagă în limba engleză, în limba franceză, într-o altă limbă. Sigur, e rugăciune, asta am înțeles, dar ce spune în rugăciunea aceea? Nu știm. Acum, sigur că este și o meta-rugăciune. E o rugăciune dincolo de cuvinte. Și mi-amintesc de un cardinal catolic, eram la o tabără a oastei Domnului undeva în Monța, lângă Milano, și cardinalul acesta a vrut să stea cu noi. Era reședința lui, acolo unde se desfășura tabăra, și ne-am bucurat. Și vreau să vă spun că la un moment dat ochii acestui cardinal, nu oricine, s-au împăinjenit de lacrimi. Adică un înalt oficial catolic, unul care stă lângă papa, și a spus, n-am înțeles o vorbă din ce ați spus, dar felul cum v-ați rugat, felul cum ați cântat, m-a înălțat spre cer. Parafrazez, sigur nu mi-amintesc exact cuvintele, dar acesta a fost gândul. Rugăciunea se înțelege și dacă e în engleză și tu simți ceva unde e Duhul Sfânt, se simte, dar nu înțelegi. Și revin la aceasta. N-am să vorbesc despre vorbirea în limbi, n-aș vrea să intru în subiectul acesta, dar în Corint era un fenomen ciudat. Ca și în unele confesiuni, în unele biserici carismatice de astăzi, se ridica câte unul și începea să spună tot felul de cuvinte, spunea că cuvinte știute numai de el. Și Apostolul Pavel îi dojenește, îi critică și spune, sora din spate n-a înțeles ce te-a rugat. Ea cum va spune amin la rugăciunea ta? Tu zici că te rogi în limbi. Foarte bine, nu știm dacă a spus foarte bine ironic sau a spus-o la modul serios, asta vom vedea la un studiu biblic. Dar dincolo de asta, ea n-a înțeles nimic. Nu, rugăciunea trebuie să o rostim împreună, să te rogi în limba care o înțelege și ea. Pentru că ea ce trebuie să spună, frați și surori? Trebuie să spună amin. Amin. Așa cum Moise spunea, tot poporul să răspundă amin. Frați și surori, încheie acest prim gând și zic, când cineva se roagă în public, roagă-te împreună cu acea persoană. Asta e o primă mare calitate a rugăciunii în public. Se roagă unul dintre noi sau o soră dintre noi și noi trebuie să fim alături de persoana aceea. Nu e o manifestare neoprotestantă când spui amin. Nu e o manifestare neoprotestantă când spui Doamne ajută-ne, Doamne îndură-te de noi. Nu. E o manifestare biblică, frați și surori. E o manifestare ortodoxă. E o manifestare și catolică, e o manifestare cum vreți dumneavoastră să o numiți și cum vrem să o numim, pentru că în toate confesiunile rugăciunea e un dialog între noi și Dumnezeu, care îl poartă unul dintre noi, care ne reprezintă înaintea lui Dumnezeu și noi toți ne unim cu el în rugăciune și zicem, Doamne, așa să fie. Doamne, fă ca ceea ce spune sora, fratele, să se împlinească. Când se roagă cineva în public, roagă-te împreună cu acea persoană. A doua calitate a rugăciunii publice, văd în cuvântul lui Dumnezeu, ea trebuie să fie rațională. Și aș vrea să plec de la versetul acesta care l-am citit. Când sora din spate nu înțelege ceea ce tu spui în limbi, spune Apostolul Pavel, cum va răspunde amin? Adică ea are o problemă, ea nu înțelege. Adică tu ai o rugăciune care nu poate fi înțeleasă. Astfel de rugăciuni să nu le rostești în biserică și în adunare, spune Apostolul Pavel. Dur. Și veți vedea, dacă veți citi tot capitolul 14 și îl veți studia din 1 Corinteni, să nu mai faceți așa ceva, spune Apostolul Pavel. În adunare toți trebuie să înțeleagă. În adunare toți trebuie să rămână zidiți. Și când te rogi, aici nu vii să-ți etalezi daruri. Că vorbești în limbi, că nu știu ce, nu? Ci tu când te rogi, vii să unești în cuvintele tare o masă de oameni. E asta să faci. Și cel din spate și cel din față să se regăsească în cuvintele care tu le spui în rugăciune.
Nu-i rugăciunea ta, e rugăciunea tuturor. Și el trebuie să înțeleagă, repet acest al doilea gând, rugăciunea publică trebuie să fie rațională. Trebuie să o fie ușor de înțeles, cât mai ușor de înțeles. Acum aș vrea să trec la versetul 7 din Matei, capitolul 6, care l-am mai citit, și aș vrea să prefacez acest verset cu un gând. Rugăciunea publică ori este înțeleasă de alții și primită de Dumnezeu, ori e bolboroseală, frați și surori. Repet, rugăciunea publică ori e înțeleasă de alții și primită de Dumnezeu, ori e bolboroseală. Și uitați ce spune Mântuitorul, repet versetul 7, când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Chiar dacă nu înțeleg ce spun, chiar dacă nu înțeleg de ce spun, să fie 7 născători, să fie 8 Tatăl nostru, să fie 5 împărate ceresc, să fie 6 crezuri, să fie. Și un părinte s-a supărat când am spus asta. Dar mai spun o dată și încă o dată. Pentru că nu așa ne învață cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu asta e rugăciune, și rugăciune, veți vedea, după cuvântul lui Dumnezeu, nu e nici aceea în care an de an la oastea Domnului mă rog tot așa și tot același lucru, și nu-i împărate ceresc, și nu-i crezul, și nu-i Tatăl nostru, dar e rugăciunea mea. E inventată de mine și eu altceva nu știu să spun. Sigur, trebuie să am milă, trebuie să mă rog pentru fratele, sora, care nu poate mai mult, atâta poate. Eu nu trebuie să-l dojenesc, să-l critic, să nu se mai roage. Nu. Lasă-l să se roage. Dar roagă-te să-l crească Dumnezeu. Părintele Iosif spunea, și veți citi dumneavoastră în cărțile dânsului, rugăciunea liberă e un semn al prezenței Duhului Sfânt și al manifestării Duhului Sfânt. Când poți să te rogi liber și mereu mai nou, mai proaspăt, mereu altfel, asta înseamnă că vorbește Duhul Sfânt în tine. Dar când e aceeași rugăciune, același tipar, aceleași cuvinte aproape, s-ar putea să fie bolboroseală. Ce înseamnă să nu bolborosiți? Ce este bolboroseala? În limba greacă, cuvântul acesta, spunea un exeget, descrie toate rugăciunile pline de cuvinte, dar fără sens, totul de pe buze, dar fără participarea minții sau a inimii. Și un alt sens, ai spune lui Dumnezeu nimicuri. Și n-am să mă opresc la acest al doilea sens, ăsta rămâne pentru o altă predică. Ce înseamnă să mă rog și să spun nimicuri? Nimicuri în rugăciunea mea. Dar mă opresc la primul sens, totul de pe buze, fără participarea minții ori a inimii. Și cineva a spus, gândiți-vă la preoții lui Baal. Merge Ilie, aduce jertfa, dar înainte să aducă jertfa, zice că ăștia au început să-și facă tăieturi, urlau. Baale, auzi-ne! Și tot aceleași cuvinte și aceleași cuvinte. S-a aprins jertfa. Nu s-a aprins. Spune în Întâi Împărați, capitolul 18, versetul 26. Normal, pentru că aia e bolboroseală, nu e rugăciune. Aceleași incantații, aceleași cuvinte. Uitați-vă în păgânism. Am citit doar, n-am văzut despre roata rugăciunii, despre stegulețe de rugăciune. Există milioane și milioane de oameni care cred în așa ceva. Știți ce înseamnă roata rugăciunii? E un cilindru pe care budiștii îl folosesc și sigur noi nu ironizăm și nu disprețuim pe alții, îi respectăm, dar spunem că noi nu așa credem. E un cilindru în care te duci și pui un bilețel. Se sigilează și pe bilețelul acela scrie: Doamne, te rog să mă vindești de cancer, Doamne, te rog să-mi dai o mașină, Doamne, te rog să-mi dai un apartament, etc., etc. Și călugării budiști au datoria aceasta din timp în timp să învârtă cilindrii aceia. Și asta e rugăciune. Și câteodată îi doare mâna și atunci s-a inventat un mecanism, apa care curge pe munte, să zicem, dar învârte acei cilindri, sau vântul, s-au făcut niște moriști și învârt cilindrii aceia, nu mai învârte nimeni. Sau spun ei, puneți pe hard disk-ul calculatorului tău rugăciunea ta și când tu vei accesa calculatorul, discul acela se va învârti și va duce rugăciunea ta spre Dumnezeu. Nu trebuie să te rogi, simplu. Sau stegulețe de rugăciune, veți vedea dacă veți căuta pe internet, o sfoară întinsă pe vârful muntelui, tot așa în mănăstirile budiste, în religiile acestea asiatice, și vântul care le flutură. Și pe stegulețele acestea iarăși scrisă rugăciunea.
Și acum aș vrea să vin în creștinism. Știți rozarul care merge așa pe deget și merge și merge și merge și nu-l ironizăm pentru că sunt oameni care se roagă sincer. Dar sunt și oameni care probabil că dau rozarul mai departe, dau rozarul mai departe și nu-i nimic. Atât. Că merge acel rozar. Dar inima, dar gândul nu e acolo. Și acum aș vrea să vin la noi și închei cu exemplele. Repet, acea rugăciune în care mereu aceleași cuvinte, acea rugăciune în care fratele Emi se roagă, dar gândul meu este la problema care am uitat-o, de n-am reușit să o rezolv. Suntem ispitiți așa, frați și surori? Suntem. Mulțimea grijilor, cum spunem noi la liturghie și în alte părți, nu? Nu știu ce am lăsat în mașină, ce... și nu mă pot ruga. Și mai zic și eu, amin, și mai zic și eu, Doamne, ai milă. Și... dar de fapt e o bolboroseală, nu știu ce spun. Trebuie să fie minte acolo, trebuie să fie inima acolo. Și mi-a plăcut un părinte duhovnic, l-am auzit spunând, când te rogi și simți că ai deraiat și nu mai ești pe cale, fă două lucruri. Întoarce-te înapoi, și vă mărturisesc că am încercat să fac lucrul acesta, întoarce-te înapoi și ia rugăciunea de la capăt. Spune, Doamne, iartă-mă, am deraiat, nu mai sunt cu tine, eu mă rog, dar nu mai ești cu tine. O încep de la capăt. Iar în altă ordine de idei, spune acest părinte duhovnic, încearcă să te rogi rar, rar de tot, ca să simți fiecare cuvânt, să meditezi la fiecare cuvânt. Și mi s-a părut foarte interesant. Într-adevăr, când stai la fiecare cuvânt, și vă provoc în seara aceasta, încercați, mergeți acasă, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se, numele Tău, vie împărăția Ta. E diferență. Mare diferență. În varianta întâi, mintea mea e acolo, gândesc, sunt conectat cu Dumnezeu. În varianta a doua, mă grăbesc, trebuie să dorm, mâine trebuie să mă scol, repede rugăciunea, să terminăm, să... și nu mai rugăciune, e bolboroseală. Apropii de încheiere, frați și surori, și aș vrea doar să vă provoc, n-aș vrea să lungesc, sunt alți frați care au să ne împărtășească din cuvântul Lui Dumnezeu, dar citiți rugăciunea domnească, Matei 6, 9 la 13. Fiecare frază, fiecare cuvânt, propoziție, mult spus frază, de acolo e un capitol. E un capitol care după aceea Iisus așteaptă să-l dezvolți. Am să iau doar primul exemplu. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Adică rugăciunea ta să înceapă cu sfințirea numelui Lui Dumnezeu. Unde? În casa ta, în viața ta, în adunarea ta, în orașul tău, în țara ta, în poporul tău, în lumea întreagă. Și apoi Iisus ar aștepta să dezvolți gândul ăsta și să spui, Doamne, în domeniul ăsta din viața mea Tu nu ești sfințit. Te rog să sfințești domeniul ăsta. Te rog să faci ca vorbele mele să te înalțe pe Tine. Te rog să faci ca felul în care fac afaceri să te înalțe pe Tine, etc. Și apoi uitați-vă în Faptele Apostolului, capitolul 4, de la versetul 23 la versetul 30, o rugăciune liberă, n-am să o mai citesc, în care apostolii se roagă și se roagă așa de frumos pentru probleme concrete, pentru ceva ce frământa în momentul acela. Era un moment de persecuție și ei cer protecția ajutorului Dumnezeu în momentul acela. Și uitați-vă ce structurată este și rugăciunea aceasta. Rugăciunea publică pe care o înțeleg eu, o vor înțelege și alții, iar Dumnezeu o va primi. Nu uitați acest gând. Frăși și surori, când mă rog în public, trebuie să-i conduc pe toți ceilalți în închinare înaintea lui Dumnezeu. Și toți ceilalți ar trebui să fiți cu mine. Eu trebuie să stau în față și în momentul când rostesc rugăciunea, dumneavoastră să vă regăsiți în rugăciunea mea și să ne rugăm împreună. Apoi este o soră care ne conduce în rugăciune. Uitați cum surorile în adunarea lui Dumnezeu primesc loc de întâietate. Când o soră se roagă, toți frații sunt alături de ea și noi care suntem bărbați ne reunim cu toții în glasul unei femei. E greu lucrul acesta? De ce să fie greu? Am trecut vremurile misoginismului, am trecut vremurile îndepărtate, trecute, când bărbatul era ce... nu mai e nicio problemă. Pentru că în Hristos Iisus nu mai e nici femeie, nici bărbat, nici copil, nici tânăr, nici unul mai înțelept și altul mai prost, ci toți sunt una și toți au aceeași valoare. Și tu când te rogi în public și eu când mă rog în public, îi conducem pe toți ceilalți în închinare înaintea lui Dumnezeu. Frați și surori,
dintr-o rugăciune de închinare sau, din, de fapt mai corect spus, dintr-un act de închinare sau în urma unui act de închinare în care s-a încuibărit o invidie, a pornit prima crimă din istoria omenirii. Asta trebuie să ne facă să medităm profund la cum ar trebui să fie închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Și două calități am vrut să le pun în lumină după masa aceasta. Rugăciunea trebuie să o rostim împreună și Dumnezeu să ne ajute să fim împreună, noi toți cu Cel care se roagă de fiecare dată. Și în al doilea rând, Cel care se roagă să aibă o rugăciune rațională, să aibă o rugăciune care să o înțelegem, o rugăciune care, în care să ne regăsim, o rugăciune care să ducă problemele nu doar ale Lui, ci ale noastre, ale tuturor, înaintea Lui Dumnezeu. Și dacă va fi așa, închinarea noastră înaintea Lui va fi primită de El. Să ne ajute Dumnezeul acesta. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.